Printre atâtea divorțuri și despărțiri în rândul persoanelor publice, iată că avem acum și un mariaj secret, cei drept. Ioana Băsescu, fiica cea mare a președintelui, s-a căsătorit civil cu avocatul Radu Pricop. Și asta nu e tot, se pare că Ioana ar aștepta un copilaș. A spus da pentru a doua oară. Ioana, fiica cea mare a președintelui, s-a căsătorit în această duminică cu avocatul Radu Pricop, bărbatul cu care avea o relație de mai bine de un an. Cununia civilă a fost oficializată în mare secret de edilul localității Azuga. S-au căsătorit ieri la ora 9 dimineața. Eu am fost anunțat acum două săptămâni că vor să se căsătorească la Azuga. Cununia civilă nu a fost una cu fast, dimpotrivă. Ne puteți spune câte persoane au fost prezente la cununie? Părinții? Cine s-a părinții acolo? Și nașii. Și mire, bineînțeles. Dar asta nu e tot. Se pare că cei doi însurăței le vor mai aduce o bucurie a apropiaților. Se zvonește că Ioana Băsescu ar fi însărcinată. Oare acesta este și motivul pentru care fiica președintelui s-a căsătorit așa pe grabă și în mare secret?